Aseară, un militar de la Unitatea 5 a fost găsit împușcat în cap. Nimeni nu a auzit împușcătura. Bărbatul a fost găsit mort de către un coleg în Unitatea din 5. Militarul care și-a găsit colegul împușcat în cap a sunat imediat la 112 și a anunțat superiorii. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu medic de la Făgăraș. Victima, în vârstă de 28 de ani, era deja decedată la sosirea echipajului de ambulanță, având o rană incompatibilă cu viața la nivelul capului. Centrul de instruire pentru luptă al forțelor terestre Getica a transmis televiziunii Făgăraș TV un comunicat de presă cu privire la militarul găsit în seara zilei de ieri împușcat în cap. Marți 6 decembrie, în jurul orei 21, caporalul clasa a 3-a Pirău Toma din unitatea militară 014955, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit împușcat mortal cu arma din dotare în postul de pază. Cazul a fost preluat de parchetul militar Brașov, iar evenimentul este cercetat de o comisie constituită la nivelul unității. Militarul a fost verificat psihologic în anul curent și a fost declarat apt. Militarul era necăsătorit, fiind angajat în MAPN începând cu anul 2009. Surse neoficiale susțin că bărbatul s-a sinucis, însă parchetul militar face o anchetă în acest caz, iar procurorii iau în calcul toate variantele, accident, sinucidere sau crimă.